cafeaua cu aromă de carne de porc este noua specialitate de la Starbucks. Dar bună dimineața cu o cafeluță normală de la Starbucks, că la noi încă n-a apărut cafeaua cu gust de mici și sarmale și poate că e mai bine așa. Eu m-am luat un frappuccino civilizat ca să vă povestesc mai bine cum stă treaba cu cafeaua asta cu aromă de carne de porc. Mă, cum o fi, mă, să-ți încep dimineața și în loc să-ți pui tu aromă de ciocolată, vanilie, caramel, ceva, orice, să te trezești cu o bucățică de carne de porc în cafea? Eu nu vreau să-mi imaginez. Mă, mie îmi sună groaznic, dar se pare că chinezilor nu, pentru că vine noul an chinezesc la ei în țară, iar Starbucks a pregătit această nouă băutură tocmai pentru celebrarea noului an. Și mâncatul de carne aduce mare noroc în acest an nou. Cred că chinezii s-au gândit că un pic de sos de porc înăbușit sau o bucățică de carne atârnată deasupra cafelei ar fi cea mai bună idee pentru sărbătorirea noului an. Și mai costă și 45 de lei toată distracția asta. Mă, părerea mea e că mai bine mănânci o ceafă de porc cinstită sau 2-3 mici decât să-ți bați joc efectiv de cafea, dar acum fiecare cu gusturile lui.